De-a lungul oricărei cariere de predicator într-o biserică, se formează la un moment dat un deficit față de popor. Pentru fiecare dată când predica s-a lungit, pentru fiecare program care a depășit dincolo de ceea ce a fost stabilit, s-ar putea contabiliza câteva minute care datorez poporului, dar apoi vin unele duminici în care te revanșezi și datoria se plătește. Și probabil că această duminică va fi una dintre aceste duminici. Intenționez și eu să fiu scurt. Așa cum mulți dintre voi deja știți, săptămâna care a trecut m-am găsit destul de bolnav și încă sunt, mă simt slăbit și nu vreau să risc a nu fi coerent, așa că voi încerca să fiu scurt și la subiect, dar totuși să plecăm de aici încurajați de câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și să putem medita în continuare în ziua de astăzi la acest pasaj minunat din Isaia 49. Isaia 49 până la capitolul 57 este o secțiune care prezintă într-un mod profetic pe robul lui Dumnezeu. Până în acest moment în Isaia am avut tot felul de secvențe atât istorice cât și profetice și de promisiuni care s-au făcut de izbăvire, de mântuire, și există o dublă intenție, am putea spune, în care Dumnezeul prezintă pe poporul său care trebuie să fie mântuit și prezintă soluțiile care le va aduce, mai ales prin Imperiul Persan, prin Cir, dar știm că, de fapt, la un alt nivel, discuția este despre o mântuire mai măreață, mai importantă, o mântuire care este spirituală, o mântuire care este duhovnicească și știm că, de fapt, există un alt rob al lui Dumnezeu, există un alt personaj pe scena istoriei care trebuie ca să vină și să realizeze această ispășire. Pentru că niciun om, da, niciun simplu om, oricât de important ar fi el, oricât de mare ar fi el, nu ar putea să reușească această izbăvire. De aceea nici Cir, nici Moise, care a izbăvit poporul din captivitatea egipteană, niciun alt om n-ar fi în stare să îndeplinească promisiunile care Dumnezeu le-a făcut față de poporul său, decât unul singur, care este robul lui Dumnezeu, și știm cine este acela, este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul nostru Iisus Hristos. Și aici în Isaia, din capitolul 49, în capitolul 57, l-avem prezentat pe Hristos ca și robul lui Dumnezeu în mod profetic. Cineva zicea că dacă am luat cartea Isaia și am tratat-o ca și templul lui Dumnezeu, am putea spune că prima parte a cărții, până unde am fost aici, ar fi ca și curtea templului. Apoi, din capitolul 49, intrăm în locul sfânt sau preasfânt, și apoi în capitolul 53, care este inima cărții, suntem în Sfânta Sfintelor, suntem în esența Sfințeniei lui Dumnezeu, unde îl vedem cel mai clar pe Hristos. Și Isaia aici, din capitolul 49, începe și ne prezintă această imagine a robului Dumnezeu, care este, știm acum, Domnul Iisus Hristos, și în mod profetic îl prezintă pe acest rob care trebuie să aducă această mântuire care este promisă de Dumnezeu. Această dimineață vom privi doar la prima parte a capitolului 49, pentru că este un capitol foarte bogat și, pentru cum ziceam, deși sufletul, duhul ar fi doritor de mai mult, trupul este neputincios. Și ne vom uita de la versetul 1 la versetul 7, unde avem două evenimente importante. Practic aici este un dialog, într-un fel, sau am putea spune două dialoguri. De la versetul 1 la versetul 6 vedem robul care vorbește, da? Și apoi de la versetul 7 vedem pe Domnul, pe Dumnezeu, care vorbește robului. Și într-un fel suntem invitați, Dumnezeu desparte pentru noi cortina veșniciei, și suntem invitați să privim într-o discuție, într-un dialog care se petrece între robul lui Dumnezeu, între robul lui Dumnezeu și Dumnezeu, sau, într-un fel, între o discuție tainică care se petrece între rob, și vedem în prima parte, cu popoarele. Robul se adresează prin Isaia popoarelor și îl citează pe Dumnezeu, și în a doua parte, Dumnezeu se adresează robului. Da? Și
prin intermediul lui Isaia, în mod profetic, suntem invitați să participăm la aceste dialoguri și să vedem care este planul lui Dumnezeu prin robul său pentru răscumpărarea și mântuirea care a primit-o. Ascultați-mă, versetul 1, ascultați-mă, ostroave, și luați aminte, popoare depărtate. Și ne punem întrebarea, prima întrebare care trebuie să ne punem este cine vorbește, da? Cine ne spune ca să îl ascultăm? Și acum dacă citim în Bibliile noastre, probabil că vedem în multe Biblii, mai ales în noua traducere, ni se spune din start că este vorba despre robul lui Dumnezeu. Unele Biblii au titlul acesta la începutul capitolului 49. Cred că Biblia Cornilescu are un alt titlu. Dar ne întrebăm cine vorbește, da? Și dacă mergem în versetul 3, vedem, ni se dă răspunsul, și mi-a zis Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Înțelegem din context că nu este vorba despre Israel, adică poporul Israel, pentru că privind în versetul 1 și 2, vedem că este vorba despre un individ. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pânticele mamei. Deci este vorba de o persoană care trebuie să realizeze aceste lucruri, dar este numit Israel, dar este numit robul lui Dumnezeu. Și vedem că acest rob face această chemare ca să fie ascultat și ne-am aștepta ca această chemare ca să fie ascultată ar fi adresată poporului Israel. Robul lui Dumnezeu, care trebuie să aducă mântuirea promisă poporului Dumnezeu, ne-am așteptat să se adreseze lui Israel. Și robul se adresează popoarelor departe. Și suntem surprinși. Din prima, începem și ne întrebăm, ceva este straniu aici. De ce vorbește robul lui Dumnezeu popoarelor străine? De ce nu vorbește robul lui Dumnezeu poporului Dumnezeu? Ascultați-mă, ostroave, și luați aminte, popoare departe. Deci din start înțelegem că oricine ar fi robul acesta și oricare ar fi misiunea lui, el are ceva de spus popoarelor străine. Vom vedea imediat care este rolul lui vis-a-vis de popoarele străine, dar înțelegem lucrul acesta din start. Din a doua parte a versetului 1 și până la versetul 3 ne este definită mai bine identitatea robului acestea. Da? În primul rând, ni se spune că el este chemat de Dumnezeu. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Acum noi știm că Domnul Iisus Hristos nu doar că a fost pus deoparte din pântecele mamei, nu doar că a fost ales în sensul acesta, dar din veșnicie. Dumnezeu a ales să trimită pe Fiul Său, născut din fecioară. Știm că există o chemare specială care s-a făcut Fiului și la care Fiul a răspuns de a răscumpăra un popor și știm că este nevoie ca această răscumpărare să se întâmple în trup. Ce ni se descrie aici este nașterea Domnului Iisus Hristos, care este o naștere specială, este o naștere cum nu a mai existat în istoria omenirii. Este o naștere prin care alesul singular, da? Noi suntem aleși la plural, el este alesul la singular, lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, din nou singular, da? Cu F mare, noi suntem fii adoptați a lui Dumnezeu prin cel unic Fiu, este trimis în lume, este trimis în lume cu o specială chemare. Și chemarea aceasta este de a fi robul lui Dumnezeu spre răscumpărarea poporului său. Apoi ni se arată pregătirea lui de Dumnezeu. Mi-a făcut gura, versetul 2, mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită. M-a acoperit cu umbra mâinii lui. M-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți. Ne închipuim când citim că i-a făcut gura ca o sabie ascuțită de Domnul nostru Iisus Hristos, care crescut în casa lui Iosif și Maria, totuși crescut sub călăuzirea lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, avea o înțelepciune care n-a mai fost întâlnită vreodată. De mic copil el dădea învățătură în templu. Și în momentul în care își începe lucrarea publică, vedem cu adevărat cât de ascuțită este gura lui.
confruntă pe cei mai de seamă lideri a poporului Israel, cei mai de seamă teologi, cei mai de seamă învățători, și oamenii sunt minunați și spun: nimeni n-a mai vorbit în felul acesta. Nimeni n-a mai dat asemenea învățătură. Încearcă tot timpul, la fiecare colț, încearcă să-l prindă și îi pun tot felul de întrebări capcană, încercând să găsească ceva prin care să-l prindă la colț, să-l condamne. Și el are un răspuns surprinzător la toate lucrurile. Pentru că înțelepciunea lui nu este una doar umană, este una divină. Înțelepciunea lui este una care vine de la Tatăl. El a fost crescut într-un mod natural de Iosif și Maria, dar în același timp într-un mod supranatural de Tatăl său care este Dumnezeu. M-a acoperit cu umbra mâinii lui și nu putem să ne gândim la episodul în care Moise cere lui Dumnezeu ca să îi arate slava lui, și Dumnezeu, știind că așa ceva l-ar distruge pe Moise, că niciun om n-ar putea ca să stea înaintea slavei lui, îl protejează pe Moise și îl umbrește într-un fel, încât să poată totuși să treacă prinaintea lui. Și ne gândim la Domnul Iisus Hristos, care a avut mâna lui Dumnezeu deasupra lui în totalitate. Biblia ne spune că Duhul lui Dumnezeu a stat asupra lui fără măsură. Și ne gândim la totalitatea de slavă care este prezent în Mântuitorul nostru. M-a făcut ca și o săgeată ascuțită. O săgeată are scopul de a-și atinge ținta, o săgeată are scopul de a fi un instrument de atac, de război, și Isaia spune: m-a ascuns în tolba lui cu săgeți. Și nu este așa că Domnul Iisus Hristos a fost într-un fel ca și o armă secretă? Când Satan și toți cei răi și toți cei care au vrut să-l nimicească pe Domnul Iisus Hristos, inclusiv cei din poporul Israel, se bucurau că l-au omorât, l-au distrus, de fapt Dumnezeu și-a atins ținta. Și ca și o săgeată ascunsă, Hristos a câștigat bătălia care toată lumea credea că este pierdută. Aceasta este identitatea Domnului nostru Iisus Hristos. El este chemat de Dumnezeu pentru o misiune specială, el este pus deoparte din veșnicie, el este născut într-un mod absolut deosebit, el este pregătit de Dumnezeu, de asemenea și din veșnicie, dar și în timpul vieții lui, și toate acestea cu un scop, versetul 3. Și mi-a zis: Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Robul a venit ca să-l slăvească pe Dumnezeu. Și Hristos ne spune că aceasta este chemarea lui. Ca tot ceea ce el face să-l slăvească pe Dumnezeu. Și de asemenea această chemare, ne spune Hristos, este transmisă și nouă ca și copiii lui. Ca ceea ce noi facem, prin felul în care noi trăim, prin viețile noastre, prin vorbele noastre, lumea să privească la noi și prin noi să vadă slava Tatălui. La fel cum lumea, când privea la el, vedea slava Tatălui, într-o oarecare măsură. Dar noi suntem doar niște oglinzi care sunt necurate, imperfecte, care reflectă slava lui Dumnezeu. El era întocmai slava lui Dumnezeu. Robul are acest scop. El este chemat, pregătit pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu. De aceea, când citim în versetul 4, acum robul începe și ne arată puțin din gândurile lui, și Isaia ne proiectează în viitor, probabil la un moment dramatic în viața robului, și îl vedem pe robul care spune: și eu mă gândeam. Începem și ne întrebăm ce ar fi trebuit să gândească robul acesta, sau ce ar trebui să simtă el. Și ne gândim că dacă a fost ales, a fost pregătit pentru slava lui Dumnezeu, că ar trebui să se gândească la felul în care a îndeplinit această misiune. De aceea, când citim cuvinte precum degeaba, în zadar și fără folos, zicem: ce s-a întâmplat? Oare nu acest rob a fost chemat de Dumnezeu? Nu a fost el pregătit în mod deosebit cu scopul de a-L proslăvi pe Dumnezeu? Cum poate robul acum să se gândească că degeaba am muncit și în zadar și fără folos mi-am istovit puterea? Vedem respingerea care trebuia robul
să o experimenteze. Și ne gândim la felul în care Domnul Iisus Hristos a fost respins de poporul Israel. Ne gândim la faptul că planul acesta de a răscumpăra poporul său pare falimentar. El a mers la ei săi și ai săi l-au respins, nu l-au primit. Și în mod normal, da, ni se vorbește dintr-o perspectivă, este un lucru închipuit, ca noi să înțelegem, este o dramatizare. Da? În mod normal ar fi ca să te întrebi, oare degeaba am muncit? Oare în zadar și fără folos a fost tot acest sacrificiu? Toți l-au părăsit. Rețineți acel incident în care după ce a hrănit pe cei 5.000, după ce le spune că el este adevărata hrană, după ce îi invită ca să creadă în el, toți îl părăsesc. Și rămân doar cei 12. Și Hristos se întoarce la ei și spune, dar voi nu vreți să plecați? Dacă ai fi ca să privești la viața Domnului Iisus Hristos, în timpul vieții Lui, la sacrificiul care l-a făcut în contrast cu rezultatul care s-a dat, ai spune că a fost un faliment. După ani de zile de învățătură dată, după minuni făcute, după lucrări extraordinare, să fie părăsiți de absolut toți. În momentul crucificării Lui, părăsit de absolut toți. În momentul învierii Lui, nimeni nu credea. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit și în zadar și fără folos. Isaia îl prezintă pe robul lui Dumnezeu în dezamăgirea, într-un fel, respingerii prin care trebuia să treacă. Dar totuși, robul nu deznădăjduiește. Vedem apoi tot în versetul 4 și în versetul 5 care este nădejdea robului. Robul nu privește în jurul său la rezultatele imediate, robul nu pleacă din această bătălie, din această lume dezamăgit, ci are o nădejde. Și robul spune, dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeu. Robul nu privește la răspunsul oamenilor din vremea lui, el nu privește la respingerea poporului Israel, el privește la Dumnezeu. El știe cine l-a chemat, el știe cine l-a pregătit, el știe cine l-a trimis și el știe cu ce scop. Și robul știe că dacă Dumnezeu l-a trimis cu acest scop, acest scop se va împlini. Și că tot ceea ce a trebuit să îndure și tot ceea ce a trebuit să sufere a fost pentru acest scop și împlinește acest scop. Ca atare el nu este deznădăjduit, nu este descurajat. Pentru că dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește. El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat. Deci robul privește la situația care o experimentează el, la respingerea care o experimentează el, la suferințele care o experimentează el și el spune totuși, eu știu a cui sunt, eu știu cine m-a trimis, eu știu cu ce scop sunt aici. Eu sunt robul lui Dumnezeu și scopul este acesta. Chiar dacă acum încă este împrăștiat poporul, chiar dacă acum încă nu se vede roada muncii, nădăjduiesc în Dumnezeu care m-a trimis. Căci, spune el, căci, spune, eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. Certitudinea robului că sacrificiul lui n-a fost degeaba, în ciuda respingerii care a experimentat-o, este certitudinea care are că Tatăl îl iubește. Și dacă Tatăl l-a trimis în această misiune, dacă Tatăl l-a pregătit pentru această misiune, dacă Tatăl a alcătuit acest plan, din dragoste pentru Fiul, el are certitudinea că acest plan se va îndeplini. Că poporul lui Dumnezeu va fi răscumpărat. Chiar dacă la momentul în care suntem transpuși în această profeție, totul pare întuneric, totul pare zadarnic, totul pare degeaba și fără folos, pentru că toți l-au respins. Poporul pentru care a venit să moară ca să fie răscumpărat prin moartea lui, l-a respins. Nu a crezut în el. Și ne punem întrebarea de ce? De ce ar trebui să se întâmple lucrul acesta? Dacă Dumnezeu l-a prețuit
dacă Dumnezeu îl iubește pe robul său, dacă Dumnezeu va împlini acest plan de dragul robului său, de ce a fost nevoie totuși ca să sufere această respingere? De ce n-au putut să-l primească? De ce n-au putut să creadă în el? Versetul 6 ne descoperă un plan mai măreț, un plan surprinzător al lui Dumnezeu. El zice, aici este robul care îl citează pe Dumnezeu, da? Îl citează pe Dumnezeu Tatăl. Fiul care ne descoperă un pic din discuția internă dinăuntru Trinității. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășița lui Israel. Dumnezeu îi spune robului său, ca să fie realizat doar atât prin sacrificiul tău, ar fi fost prea puțin pentru statura ta. Ești prea valoros, ești prea important, ești prea iubit, ca doar atât să fie realizat. Există un plan mai mare, există un scop mai mare, există o țintă mai uriașă. De aceea, spune Tatăl, te pun să fii lumina neamurilor. Scopul nu este doar răscumpărarea Israelului etnic, scopul este răscumpărarea neamurilor și aducerea tuturor celor ce sunt răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos în mijlocul poporului Dumnezeu. Este alcătuirea unui nou popor duhovnicesc, acelor care coboară din Israel prin credință și nu din sămânță umană. Ca să duci mântuirea, spune Isaia, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Scopul, planul mai măreț care trebuia să se împlinească era ca prin jertfa robului nu doar poporul Israel să fie răscumpărat, ci lumina să fie dusă și neamurilor și mântuirea până la marginile pământului. Începem să vedem că de fapt nimic n-a eșuat. Începem să vedem că, de fapt, săgeata a mers exact la țintă. Începem să vedem că nimic nu s-a întâmplat care să fie degeaba sau în zadar sau fără folos. Deși din afară, privind la ceea ce s-a întâmplat, spunem de ce atâta respingere, de ce atâta suferință și fără vreun rezultat, cel puțin nu un rezultat imediat. De la versetul 7 vedem pe stăpânul, pe Dumnezeu Tatăl, care vorbește robului, se adresează direct lui. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul Sfântului, Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. L-avem pe Dumnezeu Tatăl, da, Domnul, care se adresează către cel disprețuit. Asta este robul Domnului, care deși el și-a împlinit slujirea, deși el a făcut tot ceea ce a cerut Tatăl, el este disprețuit de toți. Este urât de toți, este desconsiderat de toți. Este desconsiderat de poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi adresează acest mesaj. În mijlocul disprețuirii, în mijlocul respingerii, în mijlocul în ceea ce ar părea o dezamăgire. Și spune în felul următor. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula și voivozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului Israel care te-a ales. Și ne întrebăm ce vor vedea împărații aceștia. Împărații care vor vedea lucrul acesta este un alt fel de a spune, este o metaforă de a spune neamurile, popoarele, da? Împărații sunt reprezentanții popoarelor. Și în istorie am văzut lucrul acesta atunci când împărații, de exemplu, s-au întors către creștinism. De obicei, acele țări au fost profund influențate și mulți oameni, sau am putea spune că o țară întreagă, într-un fel, s-a întors către Hristos, da? Chiar dacă numai nominal. Împărații sunt reprezentanții neamurilor. De ce neamurile s-ar întoarce către Dumnezeu? Se spune că au văzut ceva. Vor vedea lucrul acesta. Și apoi, când îl vor vedea, se vor scula și vor merge spre Dumnezeu și se vor închina înaintea lui Dumnezeu. Ce anume trebuia ca să vadă? Păi ni s-a spus la începutul versetului 7. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul, Sfântul Israel, către cel disprețuit
și urât de popor, către robul celor puternici. Îl vor vedea pe Hristos în suferințele lui. Îl vor vedea pe Hristos respins de propriul lui popor, disprețuit de toți, alungat de toți. Și aceasta îi va motiva, îi va șoca în așa fel încât se vor întoarce spre Dumnezeu. Ce anume din Hristos răstignit și respins de propriul lui neam, de propriul lui popor, va face pe împărați, va face ca neamurile să se întoarcă spre Dumnezeu? De ce văd ei lucrul acesta și sunt așa de șocați încât se închină? Răspunsul îl avem aici. Se vor închina din pricina Domnului care este credincios. Din pricina Sfântului Israel care te-a ales. Ei privesc această scenă, neamurile, împărați. Și ei nu văd un om disprețuit, ei văd un împărat credincios poporului său. Ei văd un om trimis de marele împărat să-și răscumpere poporul și în ciuda faptului că poporul îl disprețuiește, în ciuda faptului că poporul îl respinge, îl urăște, îl scuipă, ba mai mult îl crucifică, îl răstignește, împăratul rămâne credincios și face tot ceea ce trebuie ca să-și răscumpere poporul, acel popor care îl condamnă, acel popor care îl urăște. Și această dragoste, această credincioșie este așa de șocantă pentru voivoți, pentru împărați, pentru oameni care înțeleg ce înseamnă să ai putere. Este așa de anormală, de nenaturală, de supranaturală, încât ei sunt șocați și spun, acesta este Dumnezeu. Aceasta este dragostea divină. Aceasta este credincioșia care doar Dumnezeu o poate exercita. Să răscumpere un popor necredincios. Să răscumpere un popor care îl urăște. Să răscumpere un popor care a răstignit pe robul trimis de el. Este această credincioșie a lui Dumnezeu față de poporul său, de poporul Israel. Pentru că ei sunt vizați în primul rând de venirea Domnului Iisus Hristos. Da? Apostolul Pavel ne învață lucrul acesta. Și prin ei, noi. Și când noi, cei din afară, am primit la dragostea lui Dumnezeu, la dragostea lui Hristos pentru poporul său, în ciuda faptului că era respins, batjocorât, urât, am îngenunchiat și am spus, noi vrem un asemenea împărat. Noi ne-am dorit o asemenea dragoste, o asemenea autoritate asupra noastră. Este acest act de dragoste și de credincioșie față de poporul Israel, care a fost înlăturat, tăiat, pus deoparte chiar pe scena istoriei de Dumnezeu, pentru ca noi să fim altoiți. Este acest act de dragoste și de credincioșie fantastică care ne spune Dumnezeu că este folosit în planul lui ca să atragă la el neamurile. Ca până la marginile pământului, vestea a ceea ce a făcut robul său să meargă și toți cei care sunt confruntați de ea și răspund cu credință și pocăință și sunt copleșiți de dragostea unui împărat pentru poporul său în ciuda răzvrătirilor, în ciuda faptului că ei l-au desconsiderat și l-au urât, l-au disprețuit, să fie copleșiți oameni din toate neamurile de această veste bună. Că există un împărat care, indiferent de cost și indiferent de faptul că noi nu merităm și indiferent de răzvrătirea noastră, își răscumpără un popor. Și când oamenii sunt confruntați cu această veste bună, să îngenuncheze înainte acestui împărat și să se închină, se spună, îl dorim pe el ca și împăratul nostru. Vedem atunci că nimic n-a fost în zadar. Vedem atunci că de la început, de la chemarea robului, pregătirea lui, trimiterea lui, misiunea care a primit-o și tot ceea ce s-a întâmplat, nimic n-a fost în zadar. Chiar dacă omenește și din afară și dintr-o perspectivă umană ai fi spus, a fost degeaba. Și în zadar și fără folos. De fapt, totul s-a desfășurat conform planului Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu prin care nu doar să fie răscumpărat Israelul, dar să fie robul lui și lumina neamurilor.
și mântuirea să fie dusă până la marginile pământului. Și vestea bună pentru noi în această dimineață este că suntem invitați să privim și noi la acest rob care este Iisus Hristos și să vedem sacrificiul extraordinar care l-a făcut pentru poporul său, care l-a făcut pentru mine și pentru tine, cei care l-am disprețuit, cei care l-am respins, cei care l-am urât. Și să realizăm că dacă ne punem credința și nădejdea în El, pentru noi nu va fi în zadar. Și El va fi împăratul nostru. Iar prin El vom avea răscumpărarea promisă. Amin.